Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Invitatul meu de azi este Aurel Codoban, filozof și profesor universitar. Bine v-am găsit, domnule Codoban. Mulțumim că ați acceptat să stați cu noi la o poveste. Mă bucur să ne întâlnim și să povestim împreună. Și o să vă lansăm o provocare pe parcursul a 45 de minute să ne răspundeți la întrebarea cine sunteți, să ne povestiți întâmplări sau anumite lucruri din viața dumneavoastră mai puțin cunoscute, pe care poate nu le-ați făcut publice în cărțile dumneavoastră. Și pentru început, spuneți-mi, ca să mergem chiar până în copilărie, cum a fost copilăria dumneavoastră la Bucea? În satul natal, la Bucea, partea de copilărie pe care am petrecut acolo a fost adesea miraculoasă. Am tot felul de amintiri formidabile din perioada aceea, pentru că atunci când ești mic, percepția este mult mai proaspătă și e plină de mister, de neexplicat. Am tot povestit amicilor mei. Care erau misterele lumii atunci? Foarte, foarte pregnante și foarte vizibile. Bună oară, una dintre episoadele foarte frumoase de care mi-aduc aminte este cum eu, copil foarte mic fiind, sunt trezit de bunicul meu într-o seară. Pentru mine, sigur, era târziu, era noapte, era întuneric. Și mi-a adus, fusese pe deal și mi-a adus o pălărie plină de licurici. Era prima dată când vedeam licurici. Mi se părea formidabil. Era un teanc de gâzet în acesta cu luminițe și era foarte frumos. Da. Și cum ați reacționat? Ce ați făcut cu licuricii? A fost realmente încântat. Cred că voi fi încercat să-i hrănesc. Probabil că am eliberat la sugestia celor care erau mai mari acolo. O altă amintire foarte ciudată este cea care, într-un fel, mi-a marcat, cum să spun, destinul medical, așa zice. I-am explicat una dintre bunii mei prieteni, profesor, medic celebru în oraș, i-am explicat de unde marea mea adicție față de sare. Eu mănânc mereu foarte sărat. El a încercat să mă convingă că sarea nu-i bună, că și mai departe, și să mă ferească mereu, să mă certe, chiar când ne întâlneam împreună la ospețe, la chefuri, să mă certe că mănânc prea sărat. Am învățat treptat să renunț la sare, dar foarte târziu, însă amintirea, punctul de plecare este asta, că într-o seară, tot așa, bunicul m-a luat de mână, am intrat în graj, de acolo unde erau vitele, și spre marea mea mirare, am văzut un pietroi gigantic, nu înțelegeam ce este asta, care avea niște nuanțe translucide verzui. Cei de la țară dădeau vitelor sare pe care ele o lingeau și făceau mai mult lapte. Beau apă, făceau mai mult lapte. Asta era un procedeu foarte curent. E bine, faptul că vacile lingeau bolovanul acela imens de sare, îi crea un fel de luciu opalescent, verde, foarte frumos. Și foarte atrăgător pentru un copil. Și foarte atrăgător pentru un copil. Deci sarea mi s-a părut dintr-o dată ceva foarte bun, așa, de vreme ce era legat și de lapte și de culoarea aceea verzuie opalescentă. Și probabil că atunci în mintea mea s-a fixat ideea că o mâncare bună, și ani de zile am folosit dictonul ăsta, o mâncare bună este o mâncare bine sărată. Erați considerat un copil cu minte sau un copil mai nebădăios? Nu știu, greu de spus. Un copil care nu cred că a făcut dificultăți părinților, probabil că avea multă înțelegere, dar în același timp și gata de tot felul de lucruri ciudate, de activități exploratorii ciudate. Tot așa, una din amintirile mele foarte ciudate de când eram mic, în sat se mai găseau încă arme. Războiul trecuse pe acolo, mai erau arme și nu mi este încă foarte clar, pe deplin clar, probabil că văzând că adulții probabil țineau în anumite locuri arme care nu mai erau eficiente. Una din amintirile mele stranii din copilărie, și pe care n-am povestit-o niciodată, era cum ajunsese, aveam pantaloni scurți, mă plimbam și aveam în buzunar, luasem de undeva, un pistol. Deci mă plimbam pur și simplu pe stradă și pistolul din buzunar. Pistolul în buzunar. Pistolul real, de război, deci una din armele de război care rămăseseră acolo și care îmi trăgea pantalonii. Deci senzația mea despre pistol era că îmi trăgea pantalonii, era greu de purtat, așa, îmi crea un fel de... Și v-ați lăudat cu el prietenilor? Evident că da, și atunci au intervenit cei maturi care n-au...
era cu totul neprezentabil să deții la acea dată o armă de acest fel. Și ați fost implicat și în muncile câmpului? Spuneați că aveau animale, sigur, bunicii. Sigur, sigur. Am asistat la câteva secvențe în acestea de diferite munci. Îmi amintesc, spre exemplu, atunci când grâul era introdus într-un fel de batoză și era un tractor. E bine, amintirea mea despre aerul de la țară este așa de intens de aer curat, încât mirosul de benzină pe care îl producea tractorul funcționând devenea într-un fel atractiv și interesant în contextul acesta bucolic și paradiziac de la țară. Erați și cu o înclinație spre visare, să spunem, sau spre reverie, spre întrebări existențiale? Da, cred că da. Sunt foarte multe lucruri care sunt probabil originare din acest punct al vieții, din copilărie. Unul din lucrurile cu adevărat splendide care se pot vedea dintr-un sat de munte este cerul. Cerul este formidabil, adică capătă o profunzime și o claritate uluitoare, cum era satul atunci pe vremuri, cu mult, incomparabil mai puține lumini. Nu era poluarea asta optică care este astăzi în marile orașe și care ne împiedică să vedem stelele. Citisem undeva că la câtva timp, peste câțiva foarte bune ani, poluarea asta ne va împiedica să vedem în marile orașe stelele noaptea, că ele vor fi anihilate de prezența lumii. Și deja se întâmplă în străinătate, în anumite orașe. Se întâmplă asta. E bine, inversul era atunci în sat. Erau niște profunzimi ale cerului de noapte cu stele extraordinare și probabil că asta este punctul de plecare pentru una din pasiunile mele pentru astronomie. A fost cândva o tentație în viața mea de adolescent să mă fac astronom bună oară. Stelele mi se păreau formidabile, erau miracolul uluitor. Ați fost atunci la un observator sau cum ați ajuns să vă placă astronomia? Într-o manieră livrescă, trebuie să recunosc. Mai degrabă am citit. Complicația cu noi era atunci, nu erau așa de multe variante de media cum ele sunt astăzi și complicația era asta că aveai la îndemână eventual ceva de citit. Nici măcar nu era ceva de făcut. Adică, în mod paradoxal, la un observator astronomic, deși am prieten astronom sau colegi de la universitate care știu că lucrează, știam și am avut și invitații, dar pentru prima dată în viața mea, într-un observator astronomic, am mers chiar pe strada Cireșer, care este în apropierea locuinței mele, când am mers și cu cei din familia mea și a fost prima dată când ne-am uitat la stele dintr-un observator astronomic. Toată povestea a fost așa de tentantă încât următorul pas pe care l-am făcut, eu cu copiii mei, cu Mihai și cu Ioana, a fost să ne cumpărăm un telescop. Bun, am cumpărat telescopul, l-am instalat, însă luminile de pe stradă erau așa de puternice că era absolut ineficient. Și atunci n-am grăbit să-l dăruim unui prieten medic care stă undeva la țară, are o casă la țară, unde poți vedea stelele. Și poate folosi. Sigur. Da. Și ce a urmat apoi, după o copilărie atât de frumoasă la țară, când v-ați mutat în Cluj-Napoca? Adevărul este că școala a făcut-o mereu la Cluj și că vacanțele erau la țară. Și în vacanțe, de altfel, participam, cum tocmai m-ați întrebat, participam la muncile agricole, nu numai la trăierat. Participam efectiv atunci când era vorba de adunat fân. Mi se părea, într-adevăr, foarte, foarte interesant. Sunt un om căruia îi place să bea lapte. Deci una din mărturisirile pe care a trebuit să le fac este că și pot, în mod paradoxal, după ce am băut foarte mult vin cu prietenii mei, să zicem, cei de la arte, după ce am băut foarte mult vin cu ei, să mă întorc acasă și să beau ca un fel de pansament gastric niște lapte. Și vă ajută întotdeauna. Și mă ajută întotdeauna. Mie îmi place mult laptele. Sunt legat de lapte. Admir foarte mult, aproape ca și indienii, vacile sacre. Le-am văzut de altfel în India și atunci mi se părea absolut firesc să particip la munca pe care le hrănea pe ele, să adunăm fân. Am participat foarte mult la asta, la cosit, la întorsul ierbii ca să se usuce, la construcția acestor clăi de fân, furcituri inițial, așa se spunea local, și după aceea clăi mari de fân. Și era o muncă foarte agreabilă pentru că era plină de mirosuri foarte frumoase. Era și distractivă munca asta. Era și distractivă. Nu mi se părea grea în sine. Admiram foarte mult sculele de lemn pe care le utilizau furcile și greblele și care erau lustruite de atâta muncă. Aveau lemnul acela patinat, devenea ca un fel de os care era lustruit de îndelunga folosință. Și cum a fost în Cluj-Napoca?
În Cluj a fost foarte interesant. Da, aveam tot așa, sigur, aveam prieteni și dincoace. E un avantaj să aparții la mai multe lumi. Dacă aparții la mai multe lumi, practic nu ești confiscat de niciuna din ele. E ceea ce am recomandat odată, cândva mai de mult, în cursul de hermeneutică a iubirii, care a venit mult mai târziu, că e poate uneori mai bine să ai două iubite. Dintr-o dată, dacă ai două iubite, te înțelegi ca un două mult mai bine. Cred că pe mulți ar șoca afirmația asta. Cred că a ajutat mult, da, pentru că te înțelegi mult mai bine cu oricare dintre ele. Deci e ca și cum ai aparține la două. Dar la un moment dat afle una, deci arată și poate rămâi da, fără ele. Mi se pare perfect, asta este firesc, e riscul asumat. Dar cu lumile este mai simplu, vreau să fac doar o comparație relativ la lumi, pentru că dacă aparții la două lumi și poți circula între ele, asta îți dă un gen de superioritate și îți dă un gen de deschidere, adică niciuna dintre lumi nu te conține, nu te închide, nu te deține, nu te blochează. Și când spuneți lumi, vă referiți la gașca de prieteni de la sat și la cea din Cluj-Napoca? Da, cumva în genul ăsta, la mediul mai general chiar, la mediul, la ofertele mediului, sigur că aici era mai degrabă de mers la cinematografe, de mers pe străzi, de făcut cine știe ce alte povești, așa de văzut alte lucruri, de testat alte experiențe. La ce filme vă uitați atunci la cinematograf? Ce vă interesa? Dumnezeule, era un puhoi de filme de război rusești pe care toată generația mea le-a văzut, pentru că ele erau atunci difuzate în copilărie mea foarte, foarte fragedă. Dar altceva vreau să zic, pentru că e o amintire stranie, apropo de diferența între sat și oraș. Diferența e legată și de asta, că te aștepta ca în sat să fi fost mai degrabă căruțe și... Dar nu, cei din sat nu foloseau în general cai. Era un sat de munte, nu foloseau cai mic, de mici dimensiuni, cu relief foarte accentuat și nu prea foloseau cai. Foloseau mai degrabă vitele de povară efective, nu cai, așa. Și ciudat era, cai erau în copilăria mea, de necrezut, erau de fapt în oraș. Eu am prins ultima perioadă cu birjele, bună oară. Erau birje care după aceea au dispărut și una dintre trucurile pe care le foloseam ca să ne distrăm ca și copii, pentru că, în mod paradoxal, suntem foarte aproape de locul unde locuiam ca și copil. La colțul acestei străzi locuiam atunci când eram copil și împreună cu prietenii mei de pe străzi făceam asta foarte adesea. Erau birjele, așa cum se văd altfel în filme, și care aveau un fel de suspensie foarte bună și osie și te puteai agăța de ele în spate. Și puteai să te lași dus de astfel de chestii. Birjarii, bineînțeles, cei care erau mai răi, aveau niște bice foarte lungi și aruncau cu biciul și în spate să asigure că nu suntem agățați de partea din spate a acestor trăsuri. Dar tot ați continuat treaba asta distractivă. Sigur. Erau dintre jocurile de provocare și răspuns la în copilărie. Și care a fost pasiunea care v-a însoțit mereu de-a lungul anilor? E o pasiune ciudată. Lucrurile s-au adâncit într-un fel, pentru că de la stele am ajuns în mod paradoxal la atomi. Lucrurile merg mână în mână, de fapt. Infinitul cel mare face, cum să zic, inel cu infinitul mic. Până la urmă, adică, totul e un întreg. Totul e un întreg și dacă te interesezi de stele, ajungi să te interesezi în urmă de atomi. Și pe măsură ce adolescența mea a avansat, am devenit foarte interesat de ceea ce este fizica nucleară, fizica atomică. Și am mers la olimpiade la fizică, eram interesat și așa mai departe. Până când lucrurile s-au mișcat altfel. Adică, pe măsură ce trecea adolescența, eu făcând realul de altfel, așa, brusc mi s-a părut că există probleme mult mai importante și problema care mi s-a părut foarte importantă a fost cea a realității. Adică am sesizat după aceea, atunci când privești cerul și când te interesează atomii, realizezi de fapt că ceea ce este în fața ochilor tăi nu este chiar realitatea. Și descoperirea care a urmat după toate aceste interese a fost că realitatea nu este ceea ce pare să fie. Și dintr-o dată tot interesul... Dar pentru fiecare om realitatea e altceva. E evident altceva. Asta aveam să o descoper mai târziu. În naivitatea mea de copil mi se părea că toți locuim aceeași lume, că lucrurile sunt la fel pentru toți. A trebuit să cresc mult, mult mai mult ca să descoper că noi toți trăim în lumi foarte diferite, ocupând același spațiu. Lumile sunt foarte diferite. Dar prima idee a fost asta, că realitatea este cu totul altceva. Până târziu am tot exemplificat pentru studenții mei ideea lui Kant, spunând că în această lume nu există culori. Și eu chiar vreau să vă întreb ce culoare avea tinerețea dumneavoastră sau
lumea dumneavoastră atunci. Dar merge foarte bine pentru că e în relație de propria mea realitate. Dar paradoxul este asta, că nu există culori în natură. În natură există, noi știm bine ca și fizicieni, numai radiații electromagnetice cu o anumită lungime de undă. Nu există sunete în natură. E un paradox pe care îl folosesc cu studenții mei și care sună foarte bine, și anume, e o întrebare care e lansată de din colegii americane, întrebare de examen. Ce sunet scoate un copac care se prăbușește în adâncul pădurii amazoniene și pe care nimeni nu îl aude? Și răspunsul paradoxal este niciun sunet. Niciun sunet. Da, pentru că, de fapt, cel care face... Răspunsul conține și întrebarea la final. Da. Cel care face, de fapt, să existe sunete, e omul, e percepția umană, efectiv, apropo de realități. Ei, în momentul în care am dat peste astfel de probleme, m-am întors de la ceea ce este fizică înspre ceea ce este filozofie. Și întrebarea a fost, bun, care este înțelesul realității, care sunt semnificațiile? Ce este, de fapt, real în realitate? Și v-ați gândit că pe termen lung veți face carieră în filozofie și v-ați spus și problema financiară, o voi duce bine din filozofie, voi câștiga bani? S-a întâmplat ceva foarte ciudat. Brusc, când noi făceam 11 clase, nu 12, cum s-a făcut după aceea, am fost ultimul care a terminat cu 11 clase, m-am hotărât brusc în clasa 11 să dau la filozofie. Lumea a fost oripilată în jur, toată lumea s-a mirat, profesorii au protestat. Părinții ce au spus? Părinții erau destul de îngăduitori. Marele meu noroc este că am avut părinți foarte înțelegători și că a fost foarte important pentru mine iubirea mamei. Poți să vă întreb și ce profesie aveau părinții? Tatăl meu fusese electromecanic, lucra la CFR ca electromecanic. Mama, o bună bucată de vreme, n-a avut niciun fel de meserie ca orice casnică și după aceea s-a făcut bucătăreasă, ceea ce putea face o casnică în acele vremuri. Dar ceea ce a fost foarte important pentru mine a fost asta, că și e foarte important pentru orice om din această lume. E o resursă infinită de energie și de sens de viață. Este că m-am bucurat de iubirea mamei. Ați fost mai apropiat de mama decât de tata? De obicei, băieții sunt mai apropiați de mama decât de tată, în vreme ce fetele sunt probabil mai degrabă apropiate de tată. Da, e un paradox care funcționează dincolo de... Deci v-a susținut dânsa atunci când ați vrut să dați la filozofie? Da, ei m-au susținut, n-au intervenit, aveau încredere în... Probabil pentru că eram un copil care făcea tembelisme destul de minore și acceptabile și pentru că părea să fiu eficient la școală și altundeva, atunci s-a întâmplat asta foarte ciudat, că ei n-au protestat. Și, na, bun, profesorii au fost mai degrabă mirați, nemulțumiți, ei știau cum este, se îndoiau probabil, a fost o concurență teribilă la filozofie. Filozofia avea un număr foarte limitat de locuri. Eram vreo 15 la filozofie și situația era așa că cred că erau 5 sub grupa maghiară și, practic, erau 10 locuri la admitere și erau câteva sute de oameni. Și profesorii mei se gândeau probabil asta, că această bruscă răsturnare de opțiune o să mă blocheze, o să mă împiedice să fac ceva. Dar nu a fost așa. Și spuneați că ați avut o relație apropiată cu părinții. Totuși au fost și momente când le-ați ascuns lucruri. Nu știu, mergeați pe ascuns la discotecă sau o relație secretă? Nu, la noi era mai simplu într-un fel. Adică ceea ce era de ascuns bunoară este că odată cândva foarte devreme în copilăria mea m-am bucat să fumez cu niște căpuși de pe stradă. Și fumam bună oară. Asta a fost una din chestiile pe care n-am spus-o așa. Au mai fost mici chestii ciudate, tot așa cu niște prieteni și prietene. Mergeam la una din, nu pot să-mi dau seama bine, la o variantă de biserică care părea să nu fie exact cea ortodoxă. Probabil că erau greco-catolici sau așa ceva și nici asta probabil că nu era. Avea un pic de mister sau de chestie neclară pentru mine. Dar și ce vă atrăgea acolo? Nu știu, mai degrabă decât, asta, cred că una dintre tinerele foarte mici, domnișoare, mi se părea interesantă și că asta era pentru mine calea spre sacru. Și apropo de fete, cum vă amintiți prima iubire? O, foarte ciudat. E paradoxal să spun că, într-un fel, funcționează stilul ăsta al vechilor iubiri renascentiste, în care, să spunem, cum se întâmplă cu Petrarca și Laura, ei citesc împreună cine știe ce poezie de dragoste și se îndrăgostesc. Adevărul este că
Așa ții minte că a funcționat prima iubire, că noi copiam cumva ceea ce citisem noi în cărți. Erau niște roluri care ne distribuiam, ne asumam numele personajelor și, cum să zic, deveneam noi personajele sau personajele scuzau într-un fel ceea ce asta noi simțeam. Asta în grupul de prieteni? Jucați roluri? Nu. Bineînțeles că iubirea era o chestie separată, dar în contextele, în mediul acesta școlar, în care erau și prieteni și mai puțin prieteni, unde se întâmplă povestea de iubire, care funcționează atunci mereu colegele de clasă. Asta s-a întâmplat că noi am mers pe niște cărți pe care le citisem și ne-am atribuit numele personajelor și asta ne-a îngăduit să ne vedem. Și atunci, sigur, pentru că în carte cei doi se iubeau, nici nu era nevoie să stabilim noi chiar totul sau să fim foarte explicit. Firesc. Dar totul venea firesc. Și atunci a fost mai ușor să lăsați la o parte poate și timiditatea, inhibiția, care sunt caracteristice ajuta, vârstei. Ajuta, într-adevăr, ajuta. Altfel, pot spune despre mine că am fost destul de timid sau de reținut sau reticent și că, bună oară, mă sfiam adesea să mănânc în pauză, actul de a mânca mi se părea grosolan, apropo de fetele care îmi plăceau sau în prezența fetelor. Să nu vă vadă mâncând? Da, deci a mânca mi se părea atunci, ca adolescent, cum eram ca adolescent, așa timid, mi se părea, cum să zic, mâncesc grosolan. Și ce făceați? Răbdați foame până ajungeați acasă? Era de preferat. Sau, na, mâncai cu ceilalți, cu ceilalți băieți care na, era ok să mănânci cu ei, așa, dar în prezența fetelor, probabil că nu se cuvenea. Era foarte mult romantism infuzat, probabil, de lecturile noastre în mintea noastră de adolescenți. Ai vechiului vechi regim. Și legat de lecturi, care a fost cartea care v-a plăcut cel mai mult atunci? E foarte greu de spus. Adevărul este că citam extrem de mult și mi-ar fi fost foarte greu Nu știu, bănuiesc că atunci când au apărut Cireșarii ca și carte de copii, mi-a plăcut foarte mult. Să știți că la Cireșarii mă gândeam și eu pentru că a fost seria mea favorită în adolescență. Da, nu pot crede că avem așa adolescență apropiată. Nu sperasem asta, nu pot crede. Și dacă tot suntem pe acest subiect, vă amintiți și la ce vârstă a fost primul sărut? O, Doamne, a fost relativ târziu, cred că relativ târziu față de generațiile noastre, erau generații, e ciudat să spun asta poate, socialismul sau mediul socialist a funcționat cu sistemele lui de educație și de moralitate ca un fel de mediu ascetic quasi religios. E foarte ciudat. Efectul lui, cum să spun, atitudinea asta a oarecum ascetic ideologice infuzate de cei maturi produceau un gen din ăsta de rezervă. Bănuiesc că n-aș putea să situez foarte precis. Bun, au fost tentative care nu aveau semnificație, au fost tentative care aveau semnificație, dar destul de târziu aș aprecia. Și când a intrat în viața dumneavoastră, când și-a făcut loc și scrisul? E tot așa, adolescența mea se termină în această manieră. E un moment în care apar reviste școlare chiar. Și bineînțeles că, deși sunt legat de liceul real, de partea de real a liceului, cum se spunea atunci pe vremuri, adică acea parte care făcea mai degrabă materii legate de științele naturii decât de discipline socio-umane. Ei bine, totuși se pare că eram destul de bun ca expresivitate. Și există și o poveste care mi-au spus-o colegii după aceea, pe care asupra care ar trebui să revenim. Și atunci am început să scriu și încercam să scriu mai degrabă prozopoeme decât efectiv poezii și urma să debutez atunci, cred că am și debutat așa în clasa 11 de liceu, în revista școlii am debutat într-adevăr, făcând cronici la proză, la romane. Vreau să spun că ceea ce mi-a creat una din aureolele mele de foarte bun povestitor, una în care m-am încrezut după aceea mult mai târziu, a fost, îmi povestesc colegii, mi-au povestit la una întâlnirile noastre de nu știu câți ani, mi-au povestit că asta făcusem odată, am început să citesc, cred că da, era la, nu mai țin minte, Moromeții, sau nu mai țin de, era una dintre chestiile care erau făcute. Așa? Nu-mi făcusem tema acasă. Trebuia să citim temele. Începusem tema, dar ea nu se continua. Și am început să citesc, am răsfoit. Caietul era spre sfârșite. Am continuat să răsfoiesc. Paginile erau goale. Unii dintre colegii din plaș mi-au văzut.
Dar după aceea, răsfoind, pentru că era spre sfârșit, am epuizat paginile. Și s-au prins că, de fapt, nu scrisesem și că ceea ce făceam era că eu povesteam, efectiv, toată chestia asta. Deci era totul în minte. Practic, v-ați făcut tema, dar da, în minte. Da, în mintea mea am făcut tema. Nu o transcrisesem. Practic, nu-mi plăcea să scriu, efectiv. Și totuși a scris foarte mult. După aceea, din tot felul de motive, da. Și dacă ne puteți povesti și de prima carte, în ce context a fost scrisă? Prima carte se leagă într-un fel de profesorul care m-a făcut licența. Era un profesor foarte interesant, Ion Aluaș. Era un profesor care s-a interesat de sociologie, s-a interesat mult de francez și de filosofia franceză atunci când lucrurile erau foarte proaspete la noi, când lumea nu se interesa de asta. Și am făcut cu el o teză de licență care mergea pe sociologia artei. Era atunci foarte la modă sau intrase în modă. Era unul din evreii plecați din România care am aflat după aceea mult mai târziu că a fost coleg de cameră, student fiind, cu tatăl lui Walter Roman. Bun, acest evreu, Lucien Golman se numește el, a plecat din România, a lucrat cu Piaget în Elveția, apropo de psihologie, și a mers în Franța. El este unul care s-a lansat într-o sociologie structuralistă a literaturii. Am fost foarte interesat de structuralism atunci. Pierre Francastel era altul dintre sociologii de atunci. Am făcut licența pe sociologia artei. Mi se părea foarte interesant. Și cultura și viața francezilor. M-a interesat mult Franța, o bună bucată de vreme. Franța a fost, într-adevăr, în interesul meu. Am citit cu atenție ceea ce scriau ei. Am învățat... Noi nu învățasem la școală. La școală învățasem, de fapt, rusă. Rusa era una din limbile obligatorii. Și germană. Ceea ce părea firesc pentru o parte realistă a liceului. Adică ce v-ar fi plăcut să puteți aduce de acolo în România? Sau să fie experimentat și dumneavoastră? Mi se păreau interesant brânzeturile franțuzești, dacă e vorba de mâncare, de gusturi, sau vinurile franțuzești, mi se păreau interesante ca și idee și, evident, ele erau o raritate absolută, adică nu se găseau atunci când mă gândeam la asta. În ce privește autorii m-au interesat să rândajuns de mult. Recunosc că îmi plăcea unul dintre autorii care este puțin citit astăzi, Malraux. Și... în general, francezii mi-au plăcut mult. Am fost legat multă vreme de cultura franceză. Mi-am și făcut după aceea, deci, prima carte am făcut-o pornind de la această teză de sociologia operei de artă și extingându-o și comparându-o cu ceea ce s-a întâmplat în România. Unul din lucrurile interesante pe care le-am făcut atunci și pe care le pot folosi într-un fel astăzi, este unul legat de cel pe care e un profesor a fost un profesor la Iași foarte de mult, înainte, în contextul războiului, puțin, foarte puțin după război, Claudian s-a numit el, și el a inventat, de fapt, ideea pe care o regăsim mai târziu, aceea sigur că ați citit Culian. Mă tem că n-am citit. Foarte bine, da, într-un fel e mai bine. Pentru că în Culian nu există ceva care îmi place, dar există și multe alte chestii care nu funcționează, cred eu. N-ați recomanda-o tinerilor? Ba da. Dar vreau să zic în că... În ce sens modelează mintea? Modelează mintea, ceea care îmi place foarte tare, e un studiu făcut, de fapt, pe... Deci eu citesc pe Culian, altfel decât îl citește restul lumii de la noi. Restul lumii de la noi este fixată, în general, pe aceste scrieri care sunt de filozofia religiei și care sunt de istoria religiei și care sunt legate foarte mult de cariera lui academică. Mie îmi place mult mai mult ceea ce este în religie și putere, religie și politică. El face o analiză excepțională distingând două tipuri de stat. Statul vrăjitor și statul polițist. Statul polițist este statul care concordă în imaginea noastră cu ceea ce a fost socialismul real. Statul vrăjitor este ceea ce se întâmplă astăzi. Deci statul vrăjitor face acest lucru și asta ar crea o bună perspectivă asupra ceea ce se întâmplă, că utilizează tot, inclusiv consumul de droguri, ca totul să învârtă roțile mecanismului economic.
Și revenind la Franța și la pasiunea dumneavoastră pentru această țară, ați fost vreodată, ați vizitat-o? Da, am vizitat Franța, într-adevăr, între altele, până la urmă am și primit, și asta a fost aproape că amuzant, am primit o bursă din partea Ministerului de Externe francez și era o bursă de VIP, a fost foarte agreabil între sarcinile pe care le aveai ca și bursier, deci făceai ce doreai, dar trebuia să ai o întâlnire cu un director din Ministerul de Externe francez. Și am fost pe Quai d'Orsay, Ministerul de Externe francez, în România n-am fost. Sigur, cunosc în clipa de față dintre colegii mei universitari, oameni care au fost miniștri, dar n-am fost niciodată la vreunul din ministerele bucureștene. Deci am fost pe Quai d'Orsay și m-a impresionat așa ritualul, ca să poți merge atunci acolo și nu erau încă niciun fel de probleme cu terorismul, erau anii 90 când am fost cu această bursă, trebuia să treci printr-o felul de controle ca pe aeroport. Și am văzut pe unul din directorii din Ministerul de Externe francez și asta creează o imagine. Franța este totuși o putere nucleară. Nu de prima clasă, dar este o putere nucleară. Ce țară ați vizitat ultima dată? Ultima dată, voi mărturisi că ultima dată am fost, de fapt, cât în Italia, dar la Florența. Concediu? De data asta, într-un fel de concediu. Ultimele două deplasări pe care le-am făcut au fost, de fapt, astfel de deplasări. Am mers la fiica mea în Irlanda și după aceea ne-am întâlnit cu ei la Florența. Nu văzusem Florența. Îmi place mult bucătăria italiană și stilul italian de viață. Și preparatul favorit din bucătăria italiană? Nu știu, cele extrem de simple, adică pot pizza, să fac paste. Și eu. Nu, mai degrabă paste. În Italia îmi place pizza care se face foarte subțire. Deci nu-mi place aluatul pufos și cu ingrediente italiene, cu carciofi. Pizza cu carciofi îmi place foarte mult. Am mâncat la Veneția pizza cu carciofi, care este foarte, e foarte bună, într-adevăr. V-ați jucat vreodată cu bucătărie? Ați gătit? Da, gătesc chiar cu plăcere. Sunt tot felul de rețete care cred că le fac foarte bine. Până și pizza. Am o variantă de pizza, cum să zic, care este pizza familiei și pe care o fac și pe care mea o mănâncă cu mare plăcere. Șmecheria pe care o folosesc este că pentru blat nu folosesc blatul clasic, restul, ceea ce pui pe ea e ușor de rezolvat. Dar blatul pe care îl folosesc este un blat care se folosește la luatul pentru covrigei sau cornulețe. Și pe care îl fac foarte subțire și care ajunge să fie crocant și bun din cauza faptului că nu este chiar cel corect italian. Nu știu să fac bine blat italian. Și când vin prietenii în vizită, cine gătește și cine spală vasele? Soția sau dumneavoastră? Marele nostru noroc este că avem o mașină de spălat. Asta e primul punct. Al doilea punct este că spălatul vaselor nici măcar nu e așa o chestie neplăcută. Poate fi ca un exercițiu de mindfulness sau de budism zen, ca să zic așa. Adică îți poți concentra mintea pe altceva, te poți gândi la orice, mișcările sunt mecanice, nu trebuie să ai multă inițiativă, totul curge, e simplu. Dar de gătit esențialmente gătește soția mea, dar unele feluri de mâncare le gătesc eu. Pentru că ați scris foarte mult despre iubire, îndrăznesc să vă întreb cum v-ați descrie dumneavoastră ca bărbat, ca soț și cum credeți că v-ar descrie soția dumneavoastră? Excelent. Acum, marea poveste pe care mi-ați putea o face ar fi să o întrebați și pe ea și să confruntați atunci răspunsurile. Da. Cred că sunt destul de tandru. Poate că sunt puțin prea ezitant sau prea puțin sigur, așteptând foarte mult reacțiile celuilalt și încercând să am un gen de flexibilitate tandră în funcție de ceea ce este și ceea ce face celălalt. Ce observați prima dată la un interlocutor și când faceți cunoștință cu cineva? Am explicat atunci pe vremuri odată la lansarea cărții mele și colegii noastre ziariștii m-au luat peste picior pe chestia asta. Am explicat că, în ce mă privește, am fost stupefiat încă din adolescență și merge până ziua de astăzi. De ce colegii mei se uită la picioarele femeilor? Mi s-a părut stupefiant. Mie mi se pare mult mai interesant să te uiți în ochii lor. Deci ochii mă interesează foarte mult. Mi se pare stupid, adică nu i-am înțeles și nici în ziua de astăzi nu-i înțeleg și m-au luat peste picior colegii noastre ziariște când au narat despre chestia asta, era o discuție și am explicat că nu înțeleg de ce bărbații se uită la picioare. Mi se pare o stupizenie. Sunt multe alte aspecte care trebuie într-un fel sau altul privite cu atenție. Și pentru mine întotdeauna ochii sunt extrem de importanti. Și vă înșală sau nu prima impresie? Nu, din păcate niciodată. Sunt foarte bun pe intuiții, poate din cauza interesului meu pentru limbajul corporal. Adică am o foarte bună intuiție la oameni.
din păcate, aș spune. Nu că totdeauna cei din jur mă creditează, dar reușesc cu această intuiție a mea să dau un diagnostic care va funcționa după aceea. Și Amurgul iubirii, în ce context ați scris-o? Era o constatare, adică apucasem să ies și în Occident, vedeam ce se întâmplă și aici și devenea evident pentru mine că modelul de iubire, care într-un fel era modelul de iubire a adolescenței mele, ceea ce este iubirea pasiune, nu mai are circulație. Nu în sensul că dispare cu totul. Eu nu spun că nu există punctiform. Oameni care își trăiesc iubirea pasiune cu toată intensitatea. E posibil asta. Numai că ei sunt din ce în ce mai puțini. Cu valorile se întâmplă ceea ce Vianu zicea că se întâmplă. Le crește sfera sau le scade sfera? Este mai multă iubire-pasiune? Adică mai mulți oameni acceptă această atâna iubirii-pasiune, o preiau practică, sau mai puțin? Na, sfera asta se restrânge. Amurgul iubirii pentru mine este amurgul iubirii-pasiune. Sărbătoriți dragobetele sau Valentine's Day? Ar trebui să spun de la început că m-am pronunțat mereu împotriva sărbătorilor. Mi se pare corect că dragobetele a fost inventat ca și contraparte la Valentine's Day, dar toată complicația este asta, că trăim într-o societate care folosește sărbătorile ca să intensifice consumul. Mi se pare detestabil. Adică ceea ce se întâmplă de Crăciun, bunoară, și ceea ce se întâmplă de Paște, adică ceea ce sunt sărbători... Se comercializează și se trivializează conceptul. Da. Da, eu cred că pentru societatea în care noi trăim în clipa de față, adevărata muncă este consumul, cel puțin pentru Occident. Deci suntem într-o lume în care, de fapt, munca noastră esențială este consumul. E paradoxal, ceea ce numiți timp liber este un timp în care munciți. Munciți pentru cei de la Facebook, munciți pentru cei de la... Asta se întâmplă. Apropo de timpul liber, cum îl petreceți dumneavoastră? Foarte amestecat. Citesc destul de mult, mai mult decât ar trebui sau s-ar cuveni, și m-am introdus niște interese noi de puțină vreme, învăț să desenez și încerc să învăț muzică mai în profunzime decât ca simplu ascultător. Aș vrea să intru puțin mai în profunzime, nu să fac neapărat muzică. De desenat vreau să desenez. Nu cred că pot face realmente muzică. Cred că pot învăța să desenez. Ok. Și atunci, noile mele interese sunt legate și de asta. Desenul și muzica. Și desenați pe calculator virtual, cum e la modă sau pe hârtie? Nu, am învățat. Încep să învăț. Sunt în mijlocul unui proces de învățare. E un curs foarte bun, pe care cineva din America lansase prin anii 80. Un curs care se bazează și pe neuroștiințe și care zice că putem desena dacă izbutim să mutăm activitatea cerebrală de pe emisfera stângă pe emisfera dreaptă. Și am și testat asta, m-a stupefiat să văd că e adevărat. Putem recomanda și ascultătorilor noștri povestea asta. E ceva de încercat. N-ai decât să iei un desen, da, și să-l întorci pe dos, o chestie grafică, și să-l copiezi întors pe dos. Vei descoperi cu stupefacție că dacă îl întorci pe dos și încerci să-l copiezi, vei obține o copie mult mai bună decât dacă ai face-o mergând pe ceea ce este desenul, așa cum îți apare ție, cu figurativitatea lui și cu semnificațiile lui. Și alte hobby-uri și pasiuni în weekend, cum vă place să vă petreceți timpul? Nu știu, amestecat. Deci vreau să mărturisesc, și e o mărturisire care poate că e stânjenitoare. Vreau să mărturisesc că petrecerea bună a timpului mi se pare lipsa de structură. Sunt foarte ciudat, dar... Fără planuri. Dar fără planuri, adică pe un gen de spontaneitate. Se poate ivi ceva, e ceva care... Sau îți vine să faci ceva. Aștept să-mi vină o dorință pe care să o satisfac în mod liber și... Care a fost cel mai spontan lucru pe care l-ați făcut? Nu știu, să vă faceți bagajul, să plecați undeva pe neașteptate sau ceva similar? Interesant, da. Poate că da, deși mi-ar fi greu să mă amintesc efectiv când am făcut asta. Da, nu știu, adică pot să rup, să întorci brusc spatele la ceva, să renunți brusc la ceva, să-ți schimbi pur și simplu proiectele și inițiativele imediat. Și ne puteți povesti ceva concret sau? Ar trebui să teoretizez. E o poveste frumoasă legată de un roman și legată de una dintre poveștile mele din vremea echinoxului. Romanul se numește Omul Zar. E un roman interesant psihologic care merge pe această idee că unul dintre medicii psihiatri se hotărăște odată să-și conducă viața într-o manieră spontană folosind un zar.
aruncă zarul, deci stabilește de la început pentru fiecare din fețele zarului ce anume e de făcut și ceea ce face efectiv este asta, că aruncă cu zarul și face ceea ce îi propune zarul să facă, chiar dacă sunt embelisme. Na bun, nu reușesc să ating stadiul ăsta de aleatoriu pe care omul zar îl practică. Și bănesc că nu s-ar putea trăi așa mult timp. Nu s-ar putea, deși el trăiește într-adevăr, pare să meargă bine. E o idee foarte interesantă. Am acuzat pe unul din amicii mei de pe vremuri, am acuzat, între ghilimele, într-una din cărțile care este dedicată și ar trebui să apară cândva, l-am acuzat că el a practicat această atitudine fără să cunoască romanul cândva în tinerețea noastră, că făcea pe omul zar. Adică lua tot felul de inițiative absolut aberante, spontane, bruște și dintr-o dată. Nu se prea poate trăi așa. Dar ce ați face dumneavoastră dacă nu v-ar fi frică? Nu știu, o revoltă socială. Dacă nu mi-ar fi frică. De ceea ce mi este frică aici este asta, că n-aș reuși să controlez și că ceea ce aș obține n-ar fi neapărat ceva mai bun decât lucrul împotriva care mă revolt. Adică a clasei politice. Să zicem, da. Am făcut pe revoltatul bunoare în universitate și m-am certat cu corectorul de atunci, în perioada în care el era în plină glorie. După aceea, când a ieșuat, toată lumea a zis că au făcut gesturi eroice. Nu, e adevărat, nu au făcut gesturi eroice, extrem de puțin. Au făcut vagi gesturi de împotrivire, extrem de puțin. Da. Bun, lucrurile s-au schimbat. Dumnezeu știe ce este mai bine și ce este mai rău. Ce ne puteți spune pe scurt și despre activitatea la catedră? Multe lucruri, foarte multe lucruri. Adică, ceea ce se întâmplă este ceea ce povesteam cu o clipă înainte și n-a fost înregistrat, este că complicația la catedră este că riști să devii un om al rutinei. Și e foarte important să te reinventezi. Mi-a plăcut foarte mult când lucrurile au evoluat și am putut să inventez cursuri noi, adică să schimb după câtva timp cursul pe care îl fac. Ce ați învățat pe studenți la Hermeneutica Iubirii? Și mă gândesc că erau și multe discuții libere despre foarte iubire, multe, relații. Foarte multe lucruri ciudate. Într-adevăr, multe lume își aduce aminte cu plăcere. A fost una din variantele de imens succes. În momentul în care m-am apucat de povestea asta, nu credeam că va avea succesul pe care l-a avut. M-am întâlnit bunoară, târziu, în tot felul de contexte festive, cu oameni de la medicină, să zicem, a fost marea mea stupefacție. Nu voi invoca nume ca să nu existe complicații, pentru că povestea medicului clujan, de altfel foarte cunoscut în clipa de față, este că el a venit la cursul ăla adus de mână de iubita lui de atunci. Bun, deci lumea venea și în felul ăsta. Era extrem de multă lume la cursuri. Dar i-am învățat tot felul de lucruri ciudate, bunoară. Și voi da unul dintre ele. Pentru că există un gen de disonanță cognitivă. E ceea ce știm amândoi, nu? Povestea cu disonanța cognitivă. Haideți să explicăm și telespectatorilor. Că omul tinde să-și mențină în viața lui psihică un gen de unitate care să nu se înjenească. Dacă există două tendințe sau două idei care sunt contrarii în mintea lui, e o senzație de disconfort, e o disonanță cognitivă. Psihicul nostru tinde să le aducă la unitate. Așa. Și atunci, bazându-mă pe această tehnică, i-am instruit pe studenții mei atunci că niciodată să nu declare cuiva tânără domnișoară. Bun, i-am ajutat mereu pe studenți, pentru că în iubire și în comunicare, studenții, băieții, adică nu fetele, sunt handicapații comunicării și, în general, handicapații iubirii. Pentru că iubirea legată de relaționare, ei sunt lipsiți de expertiză și de capacități reale în povestea asta. Și atunci am învățat un procedeu tehnic foarte simplu, care este următorul. Niciodată să nu spună verbal că o iubește pe respectiva domnișoară înainte de a o săruta. Pentru că limbajul corporal creează mai ușor o consonanță cognitivă. Deci dacă îi spui verbal, probabil că va putea să aibă o atitudine negativă sau rezervată. Dar dacă ai făcut deja gestul, dacă este pus în fața faptului împlinit, ca să zic așa, va accepta mult mai ușor ceea ce urmează să se întâmple. Și ce v-au spus studenții? Au testat și... Au testat, deci l-amintam pe colegul nostru, pe Hotea Fernizan de la TVR Cluj. El chiar m-a mărturisit într-un interviu că testa adesea multe dintre... Și m-a mai spus, de află și alți colegi de-ai lui, din diferite generații, că după ce făceau toată povestea asta, testau în tot felul de contexte ceea ce învățăm. Mai am o curiozitate. Știți că de multe ori filozofii sunt blamați, pentru că în perioada comunistă
nu au publicat, după ce au terminat facultatea, nu au publicat cărți pe ascuns decât puțini și cred că știți la cine mă refer, au fost foarte puțini care au publicat, cum ar fi Pleșu și... Dumneavoastră, de ce nu ați publicat atunci? Ba, da, una din cărțile mele a apărut atunci, cea cu Sărucea. Sunt repere și prefigurări, erau eseuri de sociologie artei. Pot explica de ce. Pentru că era complicat. Voi spune ceva ce probabil că va displace, dar care este foarte adevărat. Depinde unde anume te situai în rețelele de prieteni. Deci am mare admirație îndeosebi pentru Pleșu mai degrabă decât pentru restul celor de acolo. Deci îi cunosc, bun, e o simpatie cu anumite rezerve. Și voi și spune care sunt rezervele. Faptul că acest grup de la Păltiniș s-a dedat la un gen de retorică a spectacolului 20 de ani de zile, a făcut rău sistemului românesc, pentru că elitele culturale care aveau o poziție și o putere culturală n-au educat nici de cum poporul. Acuza mea la adresa stilului de spiritualitate românească este asta, că pentru că aici este ortodoxie și nu catolicism sau nu protestantism, elitele intelectuale stau mai distanțat de mase decât s-a întâmplat în Polonia. Solidaritatea în Polonia, bună oară, a fost efectul acestei amestec între elitele intelectuale și culturale și mase. Bun, ei au fost mai degrabă gata să se dea în spectacol. Dilema este, de fapt, o revistă, și am scris în Dilema, ok, dar e o revistă de spectacol. România ar fi avut nevoie de ceva care să funcționeze în mare măsură educativ. Sau și să răspundă atunci punctual la probleme și la întrebări. Da, în proporții egale. Deci una care să nu fie nici cum este cea a grupului de dialog social, îmi scapă numele în clipa de când sunt pornit pe idee. Așa? Deci nici ea este un pic prea țeapănă. Ok. Deci ar fi trebuit undeva pe la mijloc să se producă ceva care să fie educativ. Deci, revenind, ei au avut niște poziții privilegiate chiar și atunci. Pentru că ne-am apropiat de final, e chiar ultima întrebare. Ce ați face dacă aș ști că mai aveți de trăit, să spunem, 6 luni? Nimic deosebit. N-aș schimba cu nimic viața mea. Viața mea din clipa de față este foarte bună. Probabil că m-aș grăbi să-mi termin următorul roman. Probabil că aș lucra mai îndârjit. Mulțumim încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apă.